Și o noutate a energiilor neconvenționale, comunitatea academică, să spunem, începe să dezvolte sau să caute și alte soluții. Una dintre ele este cea a colectării energiei din vibrații. Domnul profesor Haim Abramovic, un domn profesor din Israel născut la Botoșani, a dezvoltat sau a studiat destul de mult această zonă regenerabilă, încercând și demonstrând funcționalitatea unor piezohar, unor sisteme de generare energie piezo din vibrații. Acestea pot fi implementate sau vor putea fi implementate odată cu dezvoltarea lor mai precisă în autostrăzi, în liniile de cale ferată, în poduri, odată pentru a produce energie într-o mică măsură pentru iluminat sau pentru anumite semnale transmise, dar și pentru a monitoriza starea lor, fiind mai degrabă o autoalimentare a senzorilor sau unităților care monitorizează această stare. Deci putem să-i spunem un fel de energie regenerabilă. Te ajut? După cum v-am spus, spin-off-ul inovativ Green Power a studiat mai mult partea asta de acumulatori. În general, în zona asta de stocare a energiei există mai multe soluții actual. Acumulator nichel-cadmium, nichel, metal hibrid, litiu-ion, metale lichide care încearcă să se dezvolte cu anumite limitări sau cu anumite performanțe, dar în continuare, cred că încă o perioadă bună de timp, va rămâne partea de stocare pe tradiționalul acumulator cu un bacin. Problemele apărute le-au prezentat înainte specifice fiecare aplicații. Sunt destul de multe. Astea intervin datorită exploatării, datorită încărcării ne foarte bune defectuoase, datorită temperaturilor și datorită calității acumulatorului, în principal, contează foarte mult. Sunt o serie de fenomene reversibile și irreversibile care ajung la distrugerea acestora. Ce am făcut noi, practic, am încercat, mai sunt și alte metode, am îmbunătățit unele metode de eliminare a fenomenului de sulfatare dură. Practic, o desulfatare a acumulatorilor, o problemă care intervine în exploatare, exact datorită factorilor pe care vi-am prezentat mai înainte. Teoretic, ce se întâmplă, sulful se depune din acet sulfuric pe electrozi, rezistența internă a acumulatorilor crește și scade capacitatea. Producătorii dau, să zicem, o durată de viață de 4 ani sau chiar 5 ani în condiții de exploatare ideale cu care le trec ei. Nu se pot respecta aceste condiții și deci 4 ani deja sau 5 ani este o perioadă optimistă. Procedeul de regenerare este un procedeu combinat de microonde cu impulsuri de curent de înaltă frecvență. Practic se face o preîncălzire, să spunem, o agitație termică cu ajutorul microondelor la nivelul electrodului, după care se aplică un impuls de curent de înaltă frecvență undeva la 40 de kHz și după un timp destul de lung, 15, 20, 24 de ore, funcție de capacitatea acumulatorului, se realizează această desulfatare cu rezultate în prima fază foarte bune. În acest
procedeu, sunt controlate temperatura, este foarte important în timpul încărcării și regenerării, curentul pe care le-a acumulatorul și frecvența impulsurilor.